Și noi uneori luăm modele din lume, ni se par tentante. Fetelor, uneori vă îmbrăcați aproape ca fetele din lume, să nu spun de mirese, cea mai mare problemă. Pentru un pastor e o adevărată teroare să meargă la o nuntă și răsuflă ușurat sau transpiră când o vede pe mireasă cum intră în biserică. Mă, fetelor, lăsați-mă și pe mine să înțeleg ce legătură are nunta cu goliciunea. Nu înțeleg de ce trebuie să fii o mireasă aproape goală, să-ți vadă țățele. Păi, cei cu voi. Ce aveți de vânzare? Ce aveți de oferit, de pus pe tarabă? Ce se întâmplă cu intimitatea voastră? De vreți să vă vadă toată lumea jumate din picioare, din sân, din buric? Ce înseamnă asta? Ce legătură are asta cu Hristos? Nu înțeleg. S-ar putea să fi făcut nunta ca niște fete decente și să nici nu trebuie să auziți vorbele mele. Dar vreau să, le, să vi le spun vouă că veți ajunge mame și vouă că veți ajunge tați. Credeți-mă că începem să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu lumea. Și deocamdată serviciile noastre sunt minți, dar nunțile noastre sunt o mare rușine. Sunt o mare rușine. Mă, oameni buni, noi trebuie să ne îmbrăcăm la nuntă, decent. Trebuie să avem o nuntă duhovnicească, nu goală. Trebuie să investim în viața de familie, nu în sărbătoarea evenimentului. Trebuie să investim în înțelegerea dintre soți și în fericirea lor. Nu să ne cheltuim o grămadă de bani pentru ca să, nu, să fim ca cum n a mai fost nimeni până acum. Puteți să faceți ce vreți. Eu mi o să vă spun lucrurile astea pentru că vă respect. Și pentru că simt că dacă trebuie să vă spun ceva, am să vă spun ceva ce eu consider că este un pericol care intră în biserică astăzi. Fetelor, acoperiți-vă intimitatea într-o manieră înțeleaptă. Nu vă expuneți trupul, el e al vostru și al lui Dumnezeu, iar după ce vă căsătoriți, al vostru și al lui bărbatul Nu veniți cu el expus în adunare, că nu avem nevoie să vedem prostiile astea. Avem problemele noastre, păcatele noastre și venim aici să ne pocăim. Nu să mai facem încă un păcat, poftim picioarele voastre arătate până aici. Potoliți-vă și pocăiți-vă. Sigur că asta nu înseamnă că numai fetele au probleme. La băieți, sigur că ei nu pot veni în pantalon scurți. Dar au și ei problemele lor. Deși nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea acum, că nu asta mi-am propus, am vrut să vorbesc despre riscul stimei de sine înaltă. Oameni buni, această teorie a cucerit lumea pentru că oamenii ăștia vor să ne pierdem controlul. Vor să devenim niște obsedați de noi, de aroganță, vor să ne cheltuim banii ca niște nebuni, vor să ne facă robi, să ne îndatorăm zeci de mii de dolari pe mașini scumpe, pe vieți, vieți pline de chefuri. Am fost ultima oară când am fost în Londra, închei spunându-vă întâmplarea asta, ultima oară când am fost în Londra am stat într-un anturaj de frați unde s-a pornit o discuție vis-a-vis -vis de un nou trend de a-ți petrece weekendul. Vineri, când ieși de la lucru, se duc într-un fel de retreat, într-un fel de sat de vacanță, într-un fel de club foarte mare, unde e alcool și fete. Și stai acolo până luni dimineața când pleci la lucru. Și contracost poți să ai toate serviciile pe care ți le dorești. Vineri, seara, luni dimineața. Păi un om care a fost acolo o dată, de două, de trei și s-a scăldat în toată mizeria aia de perversiuni, de alcool și de destrăbălare. Omul ăla, și dacă se pocăiește, pentru el amintirile alea se vor constitui într-o ispită permanentă și într-un chin sufletez greu de gestionat. Frații mei, surorile mele, intrați în căsătorie virgine, fugiți de pornografie băieți, credeți-mă că o să vă căsătoriți și o să continuați să folosiți pornografie și să vă masturbați, chiar dacă aveți nevastă. Și nu o să mai meargă bine relația intimă cu nevastă. Și o să intrați în probleme și nu o să vă puteți lăsa, pentru că păcatele sexuale creează o dependență teribilă. Astea sunt influențe care vor să înrobească, să dobitocească, să bestializeze, să dezumanizeze oamenii ca să-și piardă controlul. Dacă ai o familie, te ține stabil, dar dacă n-ai familie, societatea te distruge ușor, că n-ai pe nimeni să te țină, să-ți atragă atenția. Dacă ai o nevastă, stă cu gura pe tine, sau dacă ai bărbat, zice, bă, dar nu merge așa pe stradă că o să mă oprească păstorul, să mă întrebe ce mă cu nevasta. Frații mei, surorile mele, în lumea asta, toate legile care se dau sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Feriți-vă de lucrurile astea. Citiți Biblia cu consecvență. Faceți-vă disciplina să postiți săptămânal. Faceți-vă un program să vă rugați. Dacă vreți să intrați pe Facebook, pe Instagram sau pe ce intrați voi, întotdeauna puneți ceasul de la telefon să sune peste 15 minute. Mai întâi, puneți-l să sune peste 15 minute și după aceea puteți să intrați unde aveți de intrat. Și când sună, pur și simplu închideți violent, închideți brusc. Asta te va ajuta să închizi, altfel tu știi că trece o oră, două și nu-ți dai seama. Găsește niște soluții, și musca asta îmi spune că trebuie să închei, găsiți niște soluții cu care să vă ajutați. Nu lăsați lucrurile să curgă de la sine. Dacă lăsați carnea asta să vă dicteze unde ajungeți, o să ajungeți în iad. Umpleți-vă de Duhul Sfânt și lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă călăuzească Duhul vostru. Disciplinați-vă viața în toate privințele. Nu vă cheltuiți timpul fără rost. Într-o zi nu o să-l mai aveți când veți deveni mame. Nu veți avea timp să dormiți. Fete și băieți, dezvoltați-vă caracterul până vă căsătoriți. Dezvoltați-vă caracterul. Pentru că după ce vă căsătoriți o să fie mai greu vor fi multe provocări, mult stres, multe responsabilități. Și fugiți de lucrurile lumii. Ele au rolul să promoveze sine în alt, respectul înalt de sine. Adică aroganță, mândrie, prostie, nebunie, să vă cheltuiți viața, timpul și sufletul pentru ca să deveniți importanți. Nu de asta aveți nevoie. Aveți nevoie să deveniți sfinți. Să faceți parte din poporul lui Dumnezeu să aveți o viață curată și familii fericite, să creșteți și să educați niște copii care vă vor permite prin stilul lor de viață să stați la poarta cetății cu fruntea sus și să fiți apreciați. Tot ce faceți, să știți că o să vă urmărească, ce semănați, aceea veți lege. Dacă s-a întâmplat să faceți prostii până astăzi, într-un fel sau altul, opriți-vă. Mâine e o nouă zi, o nouă șansă. Profitați de șansa asta Faceți-vă un program riguros, un program mai spartan. Uitați-vă, citiți despre Pavel, citiți faptele apostolilor, citiți epistolele lui, uitați-vă la Isus, citiți Matei capitolul 5, fericirile. Lăsați în pace internetul și filmele. Vă spune un om printre alți oameni ca mine care a trecut prin viață și mi-e rușine de multe lucruri din trecutul meu. Și încerc să, să vă spun ceva din, din eșecurile vieții mele. Pentru ca să nu treceți pe acolo, nu o să vă folosească la nimic. Eșecurile astea ale mele sunt rușinea mea. Dumnezeu m-a iertat, dar eu vreau să vă spun vouă că dacă nu vă pocăiți, lucrurile astea s-ar putea să, să vă omoare și să vă îndepărteze de Dumnezeu până când nu mai aveți nicio legătură cu El. Dumnezeu din cer să lase pe Duhul Sfânt să vă cerceteze sufletele și să prețuiți tinerețea asta frumoasă, pe care să o folosiți pentru a vă instrui pentru viață și pentru a-l servi pe Dumnezeu. Amin.